internațional de weekend. Bună dimineața, fetelor, doamne, ce balene frumoase, câtă grație, câtă eleganță. Bună dimineața, Oana. Stăteam aici cu băiețelul Oanei și admiram, mi-a spus că are și o favorită, nu o să spunem care, pentru serios? Că nu vrem să divulgăm, da, am vorbit despre fete, am vorbit, e un băiat foarte puternic, mi-a strâns mâna foarte tare, abia mai pot să mișc. Păi și de ce, nu? E un personaj, are e... A mâncat foarte bine dimineața. A mâncat bine dimineața? Da, așa zice tot. Și cred că se și odihnește foarte bine, e un băiat foarte frumos, el are niște ochi superbi și mi s-a făcut dor de la mic de acasă, dar aștept să ajung acasă. Oana, îți mulțumim tare mult că ai venit astăzi la noi, deci sunt superbe aceste balerine și sunt foarte elegante, Oana, foarte multă eleganță, grație. Și precizie. Da. Ele sunt, acest moment se numește Rondoa la Turca, coreografia Magda Rădulescu, care ne ajută cu tot dragul și din suflet, este colega noastră de la operă. Acest moment chiar, uite, am venit și cu un trofeu de la Lebăda de Cristal, am câștigat marele trofeu Lebăda de Cristal cu acest moment și ele s-au calificat la numeroase concursuri naționale și internaționale, au câștigat diverse burse la Roma, în Bulgaria, și în alte Oana, alte le putem țări? Spune acum să se relaxeze, că mi-e milă de ele că cum stau așa drepte. Fetițele, gata, hai să ne relaxăm. Hai să ne relaxăm acum, gata. Bună dimineața. Cum te numești tu? Sara. Sara, ești foarte frumoasă. Sara, câți ani ești orei? 9 ani. Și de cât timp dansezi? De la 4 ani. De la 4 ani? Tu ești deja o profesionistă, auzi, dar toată viața mea, uite, recunosc, când eram mică, mi-am dorit așa, să fiu doctor. După aceea să fiu gimnastă și într-un final să fiu balerină. Nu mi-a ieșit nici una, nici alta, nici alaltă. Vreau și eu să mă învățați pe mine și pe mine câteva schimbă, piruetă, ceva, cum se face. E greu? Nu. Nu? Dar tu vreodată te-ai accidentat la vreun antrenament? Nu. S-a întâmplat să mai cazi, să nu-ți iasă un pas? Să nu-mi iasă, da, dar n-am căzut niciodată. N-ai căzut niciodată. Mama, dar ce fetiță curajoasă și frumoase, curajoase, știu ce vor, foarte ambițioase. Și spatele drept, tot timpul trebuie să avem postură, că așa e cel mai important, să învățăm postura la balet și apoi disciplina. Cam greu cu spatele și să lucrăm în echipă, e un lucru foarte important. Și înseamnă foarte multă disciplină, cum ai spus Oana. Cam de câte ori pe săptămână vin la sală să se facă repetiții? Ele vin de 3 ori. De 3 ori. Și au și ore de gimnastică ritmică și dans contemporan și balet și mai multe activități, pentru că trebuie să se dezvolte. Un dansator trebuie să fie complex. Noi bărbații mergem la... sală. Nu, mergem la doctor. Sala de mese. La sala de mese. Foarte frumos și ca să meargă la cuptor. O să mă duc cu Max la cuptor. Hai să vedem ce face Roxana. În timp ce voi vorbiți... Are voie, mami, are voie, Savarina? Da, are voie, da? Este un pofticios. Păi atunci trebuie să le pregătim pe toate. Deocamdată e la cuptor, Savarina. Mini Savarina. O vedem prin geam, așa. Ia-o. Unde este prințesica? De ce nu e prințesica cu noi? Isabel, da, uite, astăzi trebuia să vină să danseze și ea, doar că are un concurs la Oltenița. Astea sunt zilele Olteniței și e un concurs local și am zis că trupa contează foarte mult, iar atunci când ne înscriem la un concurs, onorăm de fiecare dată participarea și acolo, probabil că acum este în concurs, așa că ne-am împărțit pe toate fronturile. Miroase bun! Miroase bine! Ia uite, pute la mine! Miroase bun! Îți plac dulciurile? Dar uite, pute aici la cameră să te văd, îți plac dulciurile? Păi tu ai voie dulciuri? Tu nu ai voie dulciuri. Da? Dar ai mâncat dimineața? Ai mâncat spanac să prinzi putere? Ia să văd dacă ai mușchi. Eu, mamă, dar tu știi ce ai pusătură? Ia mușchi. Maxim. Ia arată-mi tu mușchi. Ia. Mamă, gata că mă sperii. Era să rupă cămașa. Ești foarte puternic. Oana, Ionița mai venită cu o trupă de copii foarte frumoși. Street dance, o să vedem acum. Da. Hai să le invităm aici în platou să le vedem, să ne pregătim.